Premierul Ucrainei Olexe Honcharuk și-a prezentat demisia pe data de 17 ianuarie la câteva zile de la apariția în spațiul public a unei înregistrări audio în care ar fi făcut comentarii legate de capacitatea președintelui Ucrainei de a înțelege chestiunile economice. Pentru a risipi orice îndoială cu privire la respectul și încrederea noastră pentru președinte, am scris o scrisoare de demisie și am trimis-o președintelui pentru a fi prezentată în Parlament. Se arată în declarația lui Honcharuk postată pe contul său de Facebook. Președinția Ucraina a confirmat primirea scrisorii. Nu este clar dacă înregistrările audio sunt veridice. Una dintre vocile care se aude pare să fie cea a premierului de misionar, care afirmă că nici el, nici președintele nu ne pricepem la economie. Honcearuc susține că este vorba despre fragmente înregistrate în cursul unor ședințe de guvern și scoase din context. Honcearuc s-a apărat, spunând că grupuri influente vor să lase impresia că nu-l respecte pe președinte. Nu este adevărat, a mai spus Honcearuc. Opoziția i-a cerut pe data de 16 Ianuarie demisia lui Honciaruc spunând că el și cabinetul său îl discreditează pe președintele Ucrainei și exacerbează criza economică din țară. Alexei Honciaruc era în funcție din august 2019.